Incendiul a fost observat în jurul orei 15:30 la o locuință de pe strada Octavian Goga din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Alertați printr-un apel la 112, pompierii militari au intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor ardea garajul aflat la parterul casei de locuit, iar flăcările erau propagate la acoperiș, existând pericolul ca incendiul să se extindă la proprietatea învecinată. Incendiul s-a extins cu viteză din cauza materialelor combustibile depozitate în garaj. Flăcările au afectat garajul, acoperișul casei, izolația din vată minerală a acoperișului, izolația din polistiren de pe fațada casei și diverse bunuri depozitate în pod. S-au degradat tencuiala etajului, izolația exterioară a casei, planșeul, mansardei, echipamente electrice și electrocasnice, bunuri de uz casnic și tâmplărie din PVC. Din primele cercetări s-a constatat că incendiul a izbucnit din zona garajului, iar cauza ar fi fost un scurt circuit electric.